Bună, în legătură cu raportul Xeno, vă sfătuiesc să sortați după status și aici vă dă el niște linkuri care nu se încarcă. Tool-ul încearcă să navigheze prin tot site-ul și a dat niște linkuri care nu se încarcă. Dar majoritatea dintre ele pot fi ignorate. Aici e un link extern care în principiu unor se încarcă, unor nu se încarcă, dar nu are nicio importanță că voi sunteți obligați legal să puneți linkul ăsta, deci nu aveți ce să faceți. Aici este un link către o adresă de e-mail și nu știe să gestioneze corect aceste linkuri. Aici aveți un link pe care puteți să vă uitați peste el și să vedeți, uitați, aveți în pagina aceasta, aveți un URL care nu se încarcă. Deci puteți să-l copiați, să-l deschideți și vă uitați peste el. Am zis de URL-ul acesta în raportul Screaming Frog și aici sunt niște URL-uri care, dacă nu vă încurcă în navigarea de zi cu zi, nu ați putea să le ignorați. Dacă vreți să vă uitați, vă duceți la producător și vedeți că sunt două URL-uri aici care nu s-au încărcat foarte bine, dar dacă merge și fără ele, mă rog. Și aici de văzut și URL-urile de aici. Bun, de asta am zis separat la raportul Screaming Frog. Cam asta cu el. În principiu stați ok, aveți câte unul, două linkuri pe care trebuie să vă uitați. Spor!